În incinta Spitalului Municipal Câmpulung, la intrarea în unitatea de primiri urgențe, s-au aflat astăzi trei autospeciale ale pompierilor câmpulungeni, precum și una a ambulanței Smurd. A fost vorba despre acțiunea salvatorilor în cadrul unui exercițiu. Aceștia au urcat cu ajutorul autoscării până la etajul 4 cu măștile pe figură în cadrul unui scenariu de evacuare. Am executat un exercițiu cu forțe și mijloace în teren, cu două autospeciale cu apă și spumă, o autoscară mecanică și o ambulanță B2. În cadrul exercițiului s-au verificat căile de acces, s-a trecut în revistă panourile electrice după fiecare secție a spitalului, căile de acces și sursele de apă. Scenariul exercițiului este unul simplu. La momentul de față se execută un antrenament în portul aparatului cu aer comprimat și urcare coborâre pe autoscara mecanică. Activitatea de astăzi a fost, de fapt, finalitatea unui ansamblu de exerciții desfășurate la Spitalul Municipal, care s-au desfășurat pe parcursul acestei săptămâni. Astfel de exerciții fac parte din programul pompierilor câmpulungeni pentru prevenirea situațiilor de urgență. Aceștia vor repeta acțiuni similare la mai multe instituții din municipiu pe parcursul acestui an.